Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au anunțat că au fost reluate lucrările de modernizare a drumului național 73 Petronsonul tronsonul Râșnov bran În acest moment se lucrează la așternerea celui de-al doilea strat de asfalt și la închiderea ultimei casete de lărgire în zona Pănicel. De asemenea, se amenajează și albia pârâului Turcul din centrul comunei Bran, unde se va ridica un zid de sprijin care va permite lărgirea drumului. La începutul lunii mai, antreprenorul se va apuca și de reabilitarea trecerii la nivel cu cale ferată între Rășnov și Cristian, respectiv de amenajarea definitivă a sensului giratoriu dintre DN73, DN73A și DN1E din interiorul orașului Râșnov. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au precizat că se dorește folosirea la maxima perioadei de pandemie, când traficul este mult mai redus, pentru a finaliza lucrările cât mai repede posibil. La acest moment, întreg sectorul de drum este un șantier, astfel că există restricții de viteză, respectiv indicatoare de avertizare, pentru că în zonă sunt utilaje staționate, iar pe carosabil pot apărea denivelări în urma intervențiilor. Interesant este faptul că vecinii din Brașov au reușit în aproximativ 2 ani să realizeze mare parte dintre lucrări comparativ cu Argeșul, unde reabilitarea a demarat în anul 2014, fiind departe de a fi finalizată.